Am intrat în linie dreaptă pentru reluarea campionatului, iar Universitatea Craiova își poate trece în cont cel de-al cincelea trofeu de campioană din palmares. Totuși, Eugen Neagoe nu o vede pe Știința cu mari șanse la titlu în acest an, având în vedere statistica juveților în meciurile directe cu FCSB și CFR Cluj, celelalte două contracandidate la primul loc. Și în acest an, chiar dacă vorbim teoretic, se poate întâmpla orice, și echipa după locul 6 are șanse să câștige campionatul, dar este puțin probabil, pentru că atâta timp cât nu reușești să câștigi contra candidatelor, nu știu cum ai putea să câștigi campionat. Aici în Craiova, până în acest moment, a jucat de 5 ori, cu cele 2, de 3 ori contra FCSB-ului, de 2 ori contra CFR-ului și le-a pierdut pe toate 5 jocuri. A marcat un singur gol și a primit 11, dacă nu greșesc. Atunci este foarte greu să emiți pretenții. Geană este de părere că Universitatea beneficiază de cele mai bune condiții din campionatul României, iar din acest punct de vedere, așteptările de la jucători ar trebui să fie foarte mari. Așa cum toți oamenii din fotbal vorbesc, Universitatea Craiova are în acest moment și lot și condiții, cred că cele mai bune pe care le-a avut vreodată echipa. Mă refer și la baza de antrenament, cantonamentul, stadion nou, absolut tot. Sunt ani de zile în care echipa termină tot pe locul 3, după cele două echipe din față, CFR-ul și FCSB. Deci probabil că pe undeva mai trebuie așteptat, modificat, luptat,